Doamnelor și domnilor, stimați invitați, iată-ne la cea de-a 16-a ediție a Concursului Național de Creație pentru Muzică de Fanfară Iosif Ivanovici, București 2022. Inițiat și organizat de către Inspectoratul General al Muzicilor Militare, începând cu anul 2005, concursul nostru și-a propus încurajarea și promovarea creației de fanfară, fiind deschis deopotrivă tinerilor muzicieni militari și civili, dar și artiștilor consacrați care doresc susținerea muzicii pentru orchestrele de suflători. După cum bine se cunoaște, această competiție este singulară în România și una dintre puținele de acest gen din spațiul european. Încă de la început, Inspectoratul General al Muzicilor Militare și-a dorit ca acest concurs să fie unul inedit, atât ca abordare, cât și ca mod de desfășurare. Acestea sunt argumentele pentru care lucrările selecționate de Consiliul Artistic al Inspectoratului General al Muzicilor Militare vor fi jurizate într-un cadru deschis, transparent, în interpretarea live, a cele mai importante orchestre de suflători a armatei și a țării, nimeni alta decât Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Vă rugăm să o aplaudați! Bravo! Mulțumim pentru participarea în cadrul concursului a corului Paul Constantinescu al Colegiului Național de Arte din Ulipati, dirijor profesor Lăcrămioara Pauliu, și al corului de cadeți al Centrului de Instruire pentru Muzici Militare, dirijor locotenent Ciontu Mihai. Ne face... Face o deosebită onoare ca în acest cadru festiv să vă aducem la cunoștință membrii juriului care vor evalua lucrările muzicale intrate în competiție. Președintele Comisiei, domnul colonel Aurel Gheorghiță, inspector general al muzicilor militare și președinte al secției de fanfară din cadrul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor de Muzică. Ian Marius Firca, șef serviciu muzici militare, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Domnul profesor Andrei Racu, profesor și director adjunct al Colegiului Național de Artă din Ulipati din București. Domnul capitan Ion Cătălin, șef birou management artistic în cadrul Inspectoratului General al Muzicilor Militare. Domnul profesor doctor Cristian Murlădeanu, profesor la Centrul de Instruire pentru Muzici Militare. Bine se cunoaște, Concursul Național de Creație pentru Muzică de Fanfară Iosif Ivanovici este structurat pe două secțiuni, compoziție și aranjament orchestrație, și include în ediția din acest an un număr de 15 lucrări. Înainte de începerea celei de-a 16-a ediții a Concursului Național de Creație pentru Muzică de Fanfară Iosif Ivanovici, dorim în mod deosebit să aducem mulțumiri celor patru instituții care, încă de la înființare, au fost alături de acest concurs. Asociația Casei Majestății Sale, Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și, bineînțeles, Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, domnului președinte al acestei instituții, maestrului Ștefan Gheorghiu. Fără sprijinul moral și financiar pe care aceste instituții de 15 ediții neîntrerupt îl acordă, această competiție singulară în România nu ar mai fi avut loc. Încă o dată le aducem mulțumirile noastre. Orchestra care va interpreta astăzi cele 15 piese intrate în concurs, realizând un adevărat tur de forță, este orchestra reprezentativă.
Orchestra care va interpreta astăzi cele 15 piese intrate în concurs, realizând un adevărat tur de forță, este orchestra reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, condusă de către domnul colonel Marius Șerbănescu, domnul locotenent Daniel Mea, domnul locotenent Daniel Mea. Doamnelor și domnilor, prima piesă care deschide ediția a 16-a concursului național de creație pentru muzică de fanfară Iosif Ivanovici, București 2022, se numește Noi Camarazi. Compozitor Ionuț Vizireanu. Lucrarea concurează la secțiunea compoziție. Dirijor, locotenent Janin Picu. Thank you.
titlul următoarei lucrări care concurează la secțiunea Compoziție. Compozitor, sergent Roberto Cristiano Munteanu. Dirijor, locotenent Daniel Metea. Thank you.
nostru continuu cu o nouă piesă intrată în competiție, tot la secțiunea compoziție. Lucrarea pe care o vom audia în continuare, Valsând în ploaie, a fost compusă de domnul plutonier adjutant principal în rezervă, Marcel Morărescu. Solist, soprana Cristina Ioan. Inspector școlar pentru arte al județului Maramureș și solistă a fanfarei municipale Baia Mare. Dirijor, locotenent Janin Picu.
Iată că a sosit momentul audiției unei creații camerale pentru quintet de suflători și fagot solo. Soliștii sunt următorii instrumentiști ai orchestrei reprezentative a Ministerului Apărării Naționale. Fagot, plutonier adjutant Marian Ciosvardă. Corn, plutonier adjutant George Manu. Clarinet, sergent Adrian Țanea. Flaut, sergent Aurora Borțosu. Oboi, plutonier major Elena Constantinescu. Fagot solo, capitan Florin Sanaploianu. Lucrarea se intitulează Metamorfoză și concurează la secțiunea Compoziție. Autor, capitan Florin Sanaploianu.
Este intitulată East Side Story și aparține compozitorului Alexandru Butnariu la secțiunea compoziție. Dirijor, Socotenent Daniel Medean.
prima piesă din concurs la această secțiune este un aranjament pornind de la o lucrare de pian în stil polcă-mazurcă, ce se intitulează Marie, compusă de Iosif Ivanovici. Aranjamentul orchestral îi aparține domnului capitan Daniel Munteanu, dirijor locotenent Janin Figu. Thank you.
vom auzi în momentele următoare. Astfel se numește piesa compozitoarei Emiliei Tutilescu, sub aranjamentul orchestral oferit de Dragoș Stama. Piesa va fi interpretată vocal de compozitoarea acestei lucrări și va fi acompaniată de orchestra reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. După audiția acestei lucrări muzicale, va urma o bine meritată pauză de 20 de minute. Dirijor, locotenent Daniel Medea.
deschide partea a doua a concursului național de creație pentru muzică de fanfară Iosif Ivanovici, ediția 16-a București 2022, se numește Marș de concert numărul 1. Lucrarea aparține compozitorului sergent Mario Franzuti și concurează la secțiunea compoziție. Dirijor, locotenent Janin Picu.
vocal și orchestră. Lucrarea muzicală pe care o vom audia în continuarea concursului se numește Princess of the Night. Piesa va fi interpretată de către soprana Elena Dincă Velica, solistă a corului Ministerului Apărării Naționale. Compoziția îi aparține chiar dirijorului ce va conduce orchestra reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, domnul locotenent Daniel Metea. Yeah!
doua piesă și ultima, de la secțiunea aranjament-orchestrație, îi aparține maiorului Fănel Constantin. Piesa originală de la care s-a dezvoltat aranjamentul se numește Polca de Zamorov, ce aparține lui Iosif Ivanovici, dar care a suferit modificări în stil string blues. Dirijor, locotenent Daniel Metea. Dirijor, profesor Lăcrămioara Pauliuc,
Corul de cadenți al Centrului de Instruire pentru Muzici Militare, dirijor sub locotenent Mihai Ciontu, și Corul Ministerului Apărării Naționale, dirijor locotenent Daniel Metea. Compozitor, locotenent Raul Ionuț Badale, dirijor, locotenent Janin Picu.
stăpânită pe versurile domnului Marin Boican Ghioroiu și pe muzica maestrului Sabin Căuța, ce va fi interpretată de Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, alături de corul Paul Constantinescu, al Colegiului Național de Arte din Ilfati, dirijor profesor Lăcrămioara Pauliu, corul de cadeți al Centrului de Instruire pentru Muzici Militare, dirijor sublocotenent Mihai Ciontu, și corul Ministerului Apărării Naționale, dirijor locotenent Daniel Metea. Piesa se intitulează Steagul Românesc și va participa la secțiunea compoziție. Dirijor, colonel Marius Șerbănescu. Militare, dirijor sublocotenent Mihai Ciontu
și Corului Ministerului Apărării Naționale, dirijor locotenent Daniel Metea. Compozitorul acestei complexe lucrări muzicale este domnul Valentin Mandric, dirijor colonel Marius Șerbănescu. Domnișoarelor, doamnelor, sărut dreapta domnilor voastre, onorate juriu, stimați spectatori, vă rog să primiți respectuos salutul nostru și să ne rugăm pentru fiecare dintre noi să trăim o zi împlinită și binecuvântată. Autorul libretului cantatei Inimă de Mamă rostește cu sinceritate cele ce urmează. Am scris-o cu lacrimi în ochi. Este un omagiu de suflet adus bunicului meu, după mamă, Dumitru Tătoian, care a căzut în luptele de la Mărășești în 1917, alături de fratele său, Ion. Străbunica Alexandra, mama lor, atât a plâns că a orbit de supărare. Acestor eroi legendari le datorăm nemurirea neamului nostru. Glorie eternă! Thank you.
Dragi ostași ai țării mele, voi ați făcut minuni de vitejie pe câmpul de luptă și ați reușit să opriți dușmanul nemilos care decalcă pământul sfânt, ne îndoliază familiile, ne fură bogăția țării, vrea să le ia libertatea și să ne ducă în robie. Pentru apărarea sfintei glii, ordon, pe aici nu se trece! Prețul vieții trebuie să învingem. Luptați pentru țară, luptați pentru libertatea și independența mamei noastre România!
pentru a delibera și a stabili clasamentul final al concursului național de creație pentru muzică de fanfară Iosif Ivanovici, ediția 16-a. Vă mulțumim!